Bună seara! Bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clarviziune, citire pe foaie. Acum chiar asta am să vă fac o citire. Am să fac o citire pe foaie. Să vedem ce mai iese pentru zilele următoare. Deși eu postez aproape fiecare zi această citire pe foaie, știți foarte bine că unele lucruri și toate informațiile care îmi vin pot avea valabilitate chiar și până la o lună de zile. Informațiile, cum vin, așa vi le ofer. Numai puțin să-mi iau tarotul mai aproape ca să nu mai deranjez. Bun, haideți să începem să vedem ce mai am făcut și pe luna iunie și ar fi bine să vizualizați. Am făcut citirea pe foaie pe luna iunie și au ieșit lucruri chiar bune pe acolo. Deci, dacă vă face plăcere, puteți viziona și, și acel clip. Bun, am o literă de A care se simte rău aici, cineva cu litera A, este întins la pat, îl văd întins la pat. Deci, inițial, nume, prenume, deci probabil că e pe sănătate un pic cu probleme. Pare a fi un bărbat, un bărbat care e mai înalt, mai bine făcut. După aceea... Avem aici cineva cu inițiala de I, care aveți probleme cu picioarele. Cei care nu vă auziți înseamnă că sunteți bine la modul general. Da, eu vă spun ce urmează, da, pentru următoarele zile. Deci aveți grijă cei care vă strig inițiala, da? Deci inițiala de I, nume sau prenume cu picioarele, au întins la pat, parte bărbătească. O literă de P, aveți grijă, nume, prenume, ce faceți cu capul, că avem probleme un pic cu, avem probleme neurologice, da, litera P, da. În rest, inițiala de M, văd că este stabil, L-ul la fel. Cineva cu inițiala de T reușit să fentați o boală. Probabil că veți face mai mult ceva de capul dumneavoastră așa și chiar reușiți, o să aveți o intuiție foarte bună, o vibrație foarte ridicată sau o putere pur și simplu. O putere, aveți o putere și sunteți puternici și pur și simplu o veți face... Bine, indiferent ce aveți. Litera F, iarăși avem probleme cu tiroida, văd aici. Vă dați seama că nu pot lua tot alfabetul la, da, la rând. Timpul este scurt. Iar pentru... detalii private mă găsiți la numărul de sub fiecare video. Am aici o inițială de S. Aveți grijă cu mijlocul și cu spatele, mai schimbați poziția pentru că vă văd în fiecare zi pe unii dintre dumneavoastră stând în același loc, pe același fotoliu, la aceeași canapea, același scaun, da? Litera S. Mai mișcați-vă, mai mutați-vă, că o să vă cocoșați. Deci, pur și simplu, sunteți aduși de spate. Trebuie să vă mai, să vă schimbați un pic locul. Inițiala de D, aveți grijă cu tălpile, da? Probabil că cele care purtați tocuri nu prea aveți voie, da? Cu litera D. Iar...
oricum ar fi, și dacă sunteți parte bărbătească, aveți grijă la picioare, da? Se pare că urcați, că văd scări și înalte, cei care aveți scări înalte și urcați mult pe scări. Nu înțeleg de ce nu luați liftul, dar urcați mult pe scări și aveți probleme cu picioarele. Bun. Iar cei care au niște probleme abdominale și trebuie să vă operați, să știți că cea mai bună zi este o zi de 14, indiferent de lună. Și da, văd aici o intervenție, dar vă faceți bine. Și acum se scoate mola mea pe sănătate în următoarele zile, la modul general, cât se poate spune. Da, foarte mulți dintre dumneavoastră care mergeți la doctor în perioada asta, în sfârșit vă veți găsi diagnosticul, o să știți exact ce aveți și veți ști de la care cap să o luați. Adică veți spune o ordine, veți face ceva pentru sănătatea dumneavoastră, veți fi mai conștienți și da, veți avea succes. Foarte bine aspectați aici, pentru unii dintre noastre care sunteți mai încăpățânați, zodia Gemeni, inițiala de H, inițiala de B, cei născuți pe data de 8, da? Și în luna august. Sunteți cam încăpățânați, dar în sfârșit, până la urmă, văd că mergeți la doctor sau chiar vă hotărâți să luați un tratament. Bun, haideți dragoste, că până la profesie și bani. Da, inițiala DM, veți cunoaște o persoană nouă, fantastic, foarte clar, cât de repede, parcă știți, mergeți într-o aglomerație, știți că va fi cineva acolo. Nu sunteți prieteni încă, ori o cunoașteți, ori bănuiți, ori... Se întâmplă ceva, veți cunoaște pe cineva, bun. Cei care sunteți în... nu, despărțiți. Văd că majoritatea aveți tendința să vă întoarceți la fostul. Haideți să vedem, nici nu știu ce să iau, hai să iau cărțile țigănești. Cei care se întorc la fostul sau fosta, hai să vedem pe dragoste dacă... E bine sau nu este bine să o faceți sau ce rezervă viitorul. Ba da, majoritatea dumneavoastră cu care vă veți împăca, să știți că vă veți muta, s-ar putea chiar și împreună sau pur și simplu să construiți o relație frumoasă. Vreau să văd aici pe inițiala de M, nume sau prenume, oricine, domn sau doamne, veți cunoaște pe cineva și este dat de la Dumnezeu, este în soartă. Da, și cât de curând, văd că una, două, trei, aglomerație mare, 3 puncte, 3 zile, 3 săptămâni, da, foarte repede. Mai am aici o literă de F care se iubește cu un M, foarte, exact, se iubește, exact ce spuneam și scot cartea, da? Sunteți foarte iubită, care purtați nume, inițiale de F sau de M, care sunteți damă sau partea bărbătească. Nu contează, deci femeile sunt iubite, foarte frumos. Ia să vedem mai departe. Litera T. Litera T cu litera C, care sunteți împreună, iarăși. Ia uite, foarte frumos. Extraordinar. Da, să rămâneți împreună, că veți fi bine. Sunt gelozii, sunt discuții, dar nu mai contează că sunteți împreună. Da, din nou aici am cade parte bărbătească cu litera M. Ia să vedem. Se vede că, da, o literă de M, parte bărbătească, care ați divorțat. Da? Care sunteți singuri și a divorțat, vă îndrăgostiți foarte bine pe dragoste. Se pare că în următoarea perioadă mulți vă împăcați, vă găsiți pe cineva, dar trebuie să mai ieșiți și din casă, mai ales cei care sunteți singuri, vă spun sincer. Da?
Da, e o săptămână totuși bună asta, sau și cel puțin săptămâna viitoare. Deci săptămâna asta e mai bună pe bani. Săptămâna viitoare simt că va fi mai bine pe dragoste. Dacă nu vi se întâmplă ceea ce doriți săptămâna asta, săptămâna viitoare, sigur, la majoritatea va fi bine. Văd aici Carina, Corina, Camelia. Foarte bine aspectate și mai ales cele care aveți bărbați, prieteni, soți cu inițiala de M. Să știți că lucrurile vor merge mai bine. Ia să vedem pentru cele care aveți bărbați cu inițiala de M și S. Prieteni, iubiți, soți, nu contează. Ia să vedem ce vă cade, pardon. Ia uite. Deci simțiți nevoia să aprofundați această relație, da, deci merge că spre bine, aprofundați, dar asta este, s-ar putea întâmpla ca unii dintre dumneavoastră să fiți și mai superficiali și atunci din această cauză să-mi iasă această aprofundare, să tratați mai cu seriozitate această relație plină de vise, de fantezii, de o chimie sexuală mare, și de aici poate duce la o relație mult mai frumoasă, chiar și cu o încheiere de acte pe viitor, dacă sunteți perseverenți. Da? Nu știu, foarte frumos a căzut pe dragoste și eu zic că toți acum faceți pace și cu voi, vă iertați, iertați. Nu știu, e chiar și cei care, cu care v-ați certat, vă împăcați cumva, poate nu neapărat ca, to chiar toți și într-o relație sexuală, dar sau să fiți din nou împreună, dar foarte frumos pe dragoste și mai vreau să scot aici, mai ales pentru cei care sunteți singuri, să vedem pe cine veți cunoaște. Să vedem, domnii, pe cine vor cunoaște și doamnele, ia să vedem. Da, după niște certuri, v-ați și certat cei care sunteți singuri, normal, dar totuși au căzut certurile, da? Normal că da, să v-ați despărțit, că v-ați certat, dar au căzut, da? Dar eu zic că după niște certuri, un prieten, unde un prieten adevărat v-a trădat, da? Un prieten adevărat n-are cum să trădeze, dar mă rog, un prieten v-a trădat, da? De aceea v-ați certat, un prieten, o prietenă din gașcă, cineva v-a trădat, v-ați certat și ați rămas singuri, da? Dar vreau totuși să văd. Deci, doamnele vor cunoaște care sunteți singure și nici nu doriți să vă întoarceți în trecut. Veți cunoaște un bărbat brunet cu ochii căprui sau negri. Foarte frumos. Deci, doamnele, da, cât de curând. Iar domnii sunt axați pe bani. În următoarea perioadă veți avea o mare reușită și schimbare de casă sau de locație sau de firmă. O locație de firmă că vă face și acte și veți întâlni și dragostea adevărată după ce vă rezolvați niște probleme. Ia uite ce frumos a căzut. Da? Veți avea și vești bune. Cei care aveți copii, vă împăcați cu copiii sau cu soția. Veți face și drum împreună și totuși până la urmă vreau să... Da, nu, bărbații... Domnii, care mai sunteți singuri, totuși tind să cred că veți fi cu cineva din trecut sau vă împăcați cu soția, asta vă cade, sau cu iubita. Majoritatea chiar aveți și copii, m-au căzut mulți copii și drumuri și vacanțe și așa. Deci, bun, haideți să vedem un pic și pe bani și pe profesie. Veți lua o hotărâre în 3 săptămâni inițiale de A. De ce?
de T, de R, aveți tendința să vă schimbați locul de muncă și chiar puteți, dar mai trebuie să așteptați un pic. Deci 3 puncte, eu zic că în 3 săptămâni veți lua o decizie. Nu este bine acum, în momentul ăsta, nici să plecați de unde sunteți și nici să vă angajați, pentru că va dura doar 3 luni și atunci nu mai. Deci nu este o perioadă bună de luat decizii radicale. Aveți 3 puncte la dispoziție să vă mai gândiți și să aveți grijă unde vă mutați dacă se merită. Da? Bani văd că au venit și ieri și astăzi și chiar și o sumă mică din partea cuiva care nu v-ați așteptat. Da. Și văd că mai vin totuși cel puțin încă două daruri mici. Nu știu, poate să fie și un cadou mic și o floare și e greu să zic acum la fiecare în parte dacă sunt bănuți sau nu, dar ceva să știți că este ok să iau un pic Lenormandul, să dau un pic pe bani acum să vedem ce ne mai poate spune. Pe bani, pe profesie, să vedem. Ia uite, aflați, în afară de faptul că aflați secrete, aflați un secret acolo unde trebuie să deschideți o ușă. Cineva vă împinge de la spate, vă ajută, da? Vă ajută să vă rezolvați problemele pe linie profesională, da? Și să mai tragem și din ele pur și simplu pe bani. Bani, aveți grijă dacă aveți bani să nu-i cheltuiți, da? Este adevărat că veți avea și noroc, dar trebuie să aveți grijă de banii care îi aveți. Nu este o perioadă bună să cheltuiți foarte mult, eu vă spun la modul cel mai serios, pentru că cei care nu aveți foarte mulți bani veți rămâne descoperiți de la o jumate a lunii până la începutul altei următoarei luni, da? E foarte greu, veți avea noroc, da? Trebuie să, pe urmă, să mințiți sau să faceți un trick pentru a câștiga niște bani. E bine să țineți de ei. Da, și cam asta se întâmplă în următoarele una, două, trei zile maxim. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă doriți să-mi dați și mie un like, o abonare este gratuită, știți acest lucru, nu costă nimic. Eu aș fi fericită și vă mulțumesc și dacă nu-mi dați, măcar m-ați urmărit și mă încântă pentru că sunt nouă pe YouTube. Vă mulțumesc frumos, la revedere!